Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă pentru viitor, o citire în două variante, varianta pachetului numărul 1, piatra verde, varianta pachetului numărul 2, piatra albastră. Alegeți intuitiv varianta care rezonează cel mai bine cu voi. Este o citire atemporală, deci ea poate fi valabilă din momentul în care o vedeți pentru prima dată. Din acel moment pentru voi poate fi următorul an cu niște energii mai mult sau mai puțin care pot rezona cu voi, deci luați în considerare doar ceea ce rezonează, ceea ce vă poate fi util, nu se poate potrivi oricui, fiind o citire generală. Și energiile sunt întotdeauna în mișcare, în schimbare, așadar ele pot fi să se schimbe foarte rapid în funcție și de persoanele cu care interacționați, ca și de energia gândurilor voastre, a dorințelor voastre, care pot să fie mai mult sau mai puțin aceleași. Și la voi, poate, gândurile se mai schimbă, energiile se mai schimbă, dorințele se mai schimbă. Varianta 1 sau varianta 2? Haideți să vedem la varianta numărul 1, piatra verde. Trecut, prezent, viitor. Această citire, așadar, ea poate să releve ce a fost în ultimul an, ce este în prezent, ce ar putea fi în viitor, în viitorul an, din momentul în care vedeți acest video. Wow! Aveți grijă de energia unei dușmance, a unei intrigi, a unei neplăceri pe care cineva, să spunem așa, se ține de capul vostru, cum se spune în popor. Deci aveți pe cineva care se ține de capul vostru. Nu vă dă pace cineva. Fie că voi o cunoașteți, fie că nu o cunoașteți, ea vă urmărește, ea vă gândește, ea vă urăște, aș putea să spun. Chiar aici pare o persoană, o dușmancă și nu are gânduri prea curate, poate chiar umbla și cu vrăji farmece sau e o persoană foarte intrigantă în orice caz. Ține și de gândurile voastre sau are legătură cu vreun artist, cu un bărbat creativ, un bărbat romantic. Haideți să vedem. Da, aici poate ține și de bani, de celebritate, de o petrecere de nuntă. Fie că voi aveți vreo relație cu cineva aici, poate că veți avea, să știți că un an bogat. Așteptați-vă din momentul în care vedeți acest video să apară pentru voi contracte, parteneriate, bani, câștiguri. Deci poate fi un an al bogăției, aș putea să spun că energia generală a noutăților. Deci chiar puteți deveni celebre, deveni mamă, soție, puteți avea câștiguri, bani, mari reușite. Deci calculele voastre vă pot ieși mai bine decât ați sperat. Puteți face investiții. Pentru voi poate chiar faceți investiții de viitor sau vă puneți bani deoparte, de pensie, faceți economii. Copiii vă pot aduce și speranțe noi. O să vedem în funcție și de energia care apare. Piatra verde, așadar, haideți să vedem cât de verde va fi pentru voi anul acesta care urmează. Uite, dușmanca cum este. Are legătură cu dragostea, să știți. Poate fi o persoană mai aventuroasă sau vă urmărește cu cine vă întâlniți voi, pentru că e foarte invidioasă, foarte geloasă, perversă. Da, dar pentru voi, într-adevăr, poate fi un an foarte bogat. Deci vă puteți căsători, să știți. În următorul an ceva se întâmplă. Dacă sunteți într-o relație, clar veți fi foarte bine cu petreceri, cu evenimente, dar totuși sănătatea cuiva poate fi cu noroc sau cu ghinion pentru voi. Cumva puteți avea și o perioadă poate mai de sănătate în care poate trebuie să vă ocupați mai mult pe sănătate. În orice caz, anul care a trecut, ați avut bani, ați avut câștiguri, ați avut niște schimbări, v-ați înțelepțit, ați avut și rivalități, ați avut și niște bețe roate. Deci până acum aș putea să spun că ați avut și niște bețe în roate, care pot ține și de înțelepciunea cuiva. Aici poate ține și de chestii care s-au întâmplat pe societate, vă deci haina militară. Deci aici au fost niște chestii de orgoliu, niște exagerări care au dus întârzieri, poate puțin pentru voi, sau niște spaime, niște frici. La această variantă ați făcut poate vreo schimbare, vreo mutare, un alt serviciu sau ați primit o moștenire chiar, văd aici, cineva v-a lăsat ceva. Sau chiar poate că voi ați făcut un testament, poate să lăsați ceva cuiva, aici poate fi și o astfel de situație, depinde și de vârsta voastră sau v-ați gândit la pensionare.
Cumva văd aici că ceva s-a schimbat în viața voastră, chiar a apărut un contract. Deci chiar în ciuda acestor frâne, rivalități, orgolii care au fost bețeroate de neplăceri care au fost ținute, care ții și de religia altora, într-adevăr, deci a fost niște exagerări acolo, care au fost niște orgolii, da, niște vanități, niște energii puțin așa agresive, niște abuzuri, aș putea să spun, da? Niște secrete ați aflat sau sunt niște și niște secrete de care voi, din cauza unor secrete acolo, ceva a fost o ambiție a cuiva, voi ați aflat niște lucruri, deci văd aici că ați primit niște vești, niște reușite, niște realizări. N-a fost un an, n-a fost un an rău, chiar ați avut niște bani sau moșteniri sau, nu știu, pensie sau alte venituri. Ați făcut pentru voi poate și schimbări, poate că ați trecut și prin vreun doliu, poate că ați avut și asta sau v-ați reinventat chiar. Ați, cum ar veni, ați murit și ați înviat. V-ați reinventat, să zic așa. În schimb, în această lună, în prezent, poate chiar luna asta, luna în curs sau, mă rog, următoarele zile care urmează, săptămâni, pentru voi poate apărea, pot apărea șanse noi. Noroc, în orice caz, bani, câștiguri, petreceri, evenimente, bazați-vă pe intuiție, dar aveți un dușman și o dușmancă, să știți. Deci, în prezent, voi aveți un dușman și o dușmancă. Pot să fie niște persoane mai aventuroase sau care vă urăsc norocul. Vă urăsc faptul că sunteți o persoană admirată, sunteți o persoană care sunteți sinceră, aveți o credință, aveți un curaj, aveți, vă faceți singure norocul, aveți studii, chiar văd aici care are legătură poate și cu faptul că sunteți o persoană foarte credincioasă, decisă să vă urmați destinul. Deci această dușmancă vă ține în cap poate și moștenirea banii sau munca voastră, cumva ea e dușmancă pe munca voastră, pe talentul vostru, pe reușitele voastre, pe surprizele. I-ați făcut o surpriză care a durut-o rău de tot, să zic așa. Și acum ea încearcă totul să vă urmărească. Ori speră să riște, încearcă o aventură, cum ar veni, încearcă cu voi o aventură, încearcă cu voi o împăcare sau încearcă cu voi, poate fi cineva cu care poate voi v-ați rupt de ea. Da, poate să fie și acest lucru și ea încearcă cumva să vă urmărească pentru că speră că va reuși cumva să vă intre în grație ca să vă poată urmări mai bine, să zic așa, sau să vă poată manipula, să vă poată obține, că ține în cap acest dar al vostru, această moștenire. Dar văd că voi nu o băgați în seamă sau voi vă faceți, vă vedeți singuri. Cumva este o perioadă în care poate că, acum depinde și în ce energie vă aflați voi, dacă sunteți singure, aveți șanse să cunoașteți pe cineva. Și această persoană cine este poate apărea acum, pentru că nu o văd la trecut, pentru că poate n-a fost anul trecut, cum ar veni anul care a trecut din momentul în care vedeți acest video, pentru voi poate nu a fost prezentă în viața voastră, pentru că voi ați fost fie mai singure, fie ați avut alte treburi și nu a apărut să ia. Dar acum ar putea apărea în prezent și scăpați de ea, aveți șanse, ține de voi, de ambițiile voastre, de credința voastră. Ea, într-adevăr, poate încerca să facă ceva, un vrajă de dragoste, cum ar veni. Orică vrea să vă aducă într-o dragoste cu cineva din care ea să aibă un profit, oricineva să duce la, dar mai degrabă pe ea, că ea e dușmanca. Ori ea e geloasă, invidioasă, pentru că voi sunteți într-o relație. Crede poate că aveți vreo aventură poate cu partenerul ei și poate fi și o astfel de situație sau dacă sunteți într-un trio atunci posibil să aveți dușmănia și din cauza acestei foste, mă rog, actuale sau mai văd aici că mai apare totuși energia unui bărbat care poate fi să vă urmărească tot din poate din cauza familiei, unei evenimente de familie, a unor petreceri, a unor situații norocoase, poate fi și străin, poate fi și o persoană străină aici, care încearcă să introducă cumva în anturajul, în lumea bună chiar, adică în lumea celor cu un cuvânt de spus în societate. Văd aici că urmărește aceste, au chestiuni care sunt țin de secrete, care țin și de afaceri, de secrete militare, de secrete. Dar cumva încearcă să se introducă poate și printr-o relație sau prin urmărind pur și simplu niște lucruri. Asta e energia prezentului. Deci așteptați-vă în prezent la noroc, la bani, la câștiguri, la oportunități. Intuiția voastră va juca un rol foarte, foarte important. Vin niște invitații la niște petreceri, veți avea poate de la și o decizie, s-ar putea să primiți și o cerere în căsătorie sau apare energia unei împăcări și va trebui să decideți voi sau poate chiar voi vă doriți împăcarea cu cineva care poate v-a trădat. A avut o aventură și cumva voi aveți această energie care trebuie curățată acelei aventuri. Pentru că și voi ați
ați acumulat o energie negativă, supărate fiind pe persoana care v-a trădat sau pe cealaltă, ați găsit-o pe cealaltă vinovată, încercând să-i găsiți o scuză partenerului vostru, dar nu există scuze în trădare, nu e minor, nu este, da, deci are putere de decizie, fiecare și are partea sa de responsabilitate, cum se spune, deci nu există că ea a fost de vină, că el nu era pregătit pentru tine sau nu te merita pe tine sau nu mai putea face față relației cu tine, era deja sfârșită, a fost doar cum ar veni revelatorul, acea persoană care a apărut, i-a arătat că nu mai avea cu tine prea multe lucruri în comun sau ca să învețe diferența, ca să te aprecieze mai mult, acum depinde, că uneori se mai întâmplă și acest lucru, calcă strâmb și după ce calcă strâmb își dă seama că a fost o mare greșeală a făcut să facă acel pas, acel lucru. Așa se înțelepțește. Pentru că riscă să te piardă, pentru că riscă să strice o armonie, să strice o mare reușită care o avea cu tine, prin tine sau chiar pe cariera sa, poate plica aici o situație în care să aibă cumva o lecție de învățat legat de cariera acest bărbat, pentru că riscă să intre într-o dușmănie, riscă să piardă jobul sau riscă să-ți piardă respectul cuiva în societate sau aici țin de chestiuni așa de acest gen, le simt energiile, dar în viitor văd că această situație se poate reglementa, se poate apărea un parteneriat, o împăcare, poate apărea o indulgență, o iertare, poate apărea un succes care vine și printr-o familie sau veți face un parteneriat, aveți nuntă, petrecere, deci în următorul an să știți că mare noroc puteți avea pe bani, pe câștiguri, pe afaceri, doar că într-adevăr trebuie să țineți cont că dacă cineva v-a greșit odată, s-ar putea să te mai dezamăgească și a doua oară. Sau fie pe afaceri, fie pe relații, sau să ții cont de sănătate, pentru că ai noroc să te salvezi la sănătate, să găsești rețeta cea mai bună, pot apărea situații miraculoase, ține de energia ta, poate cum gândești, trebuie să ai o gândire foarte sigură pe tine, foarte optimistă, deci vin niște oportunități să știți. Fie să cunoașteți un el deja este acum în acest prezent, că știți cum se întâmplă cu energiile acestea ale vrăjitoarelor, ale vrăjitorilor, ale persoanelor rele, măi, ele parcă zici că presimt când este, au mirosul ăla al banilor, al șanselor, nu? Și ele vin acolo exact în momentul ăla, cumva ele presimt că își pierd din putere, știi? Mai ales dacă voi sunteți și credincioase, pentru că vă văd aici cumva că voi v-ați curățat niște energii, v-ați reinventat, și a apărut energia iubirii, care poate fi a iubirii de sine, respectul de sine, sau chiar a apărut iubirea în viața voastră, ați cunoscut pe cineva, pentru că văd această veste, scrisoare, această reușită care s-a încheiat pentru voi cu anul care a venit și ați început cu această iubire. Dar aceste persoane le simt că vă pierd, că își pierd influența, că își pierd puterile, că ele s-ar putea să nu mai aibă și atunci de aceea imediat apar. Sau chiar vă urmăresc, adică chiar ele sunt deja fixate din ceva timp aici, că e ca un virus care odată ce s-a instalat în dispozitivul vostru, el își face treaba acolo. Da, același lucru se poate întâmpla sau apare acum o energie nouă a unor dușmani, dar pe care voi văd că puteți să-i eliminați. Da, puteți foarte ușor, pentru că n-au forță, n-au putere, ei doar vă spionează, vă urmăresc, poate vor încerca, dar credința bate. Deci văd că voi aveți credință, printr-o credință aveți noroc sau printr-un prieten aveți noroc să curățați această energie, scăpați de această dușmancă, dar s-ar putea să dați de un dușman, dar și de acel dușman descoperiți pentru că aveți un prieten, cineva din lumea bună. Deci oricum ar fi, voi scăpați pentru că aveți credință, pentru că sunteți o persoană cu sufletul curat, pentru că sunteți o persoană care e poate o perioadă karmică în care puteți învinge pentru că aveți karmă bună, ați făcut fapte bune sau v-ați curățat energiile, v-ați înțelepțit, e așa. Și văd că anul care urmează să știți că puteți să vă și împăcați cu cineva. Văd aici că, într-adevăr, voi ați avut poate și o discuție, o neplăcere, o neînțelegere, o dispută poate legată și de o rivalitate sau a apărut o rivală care acum se ia o decizie. Văd că poate fi cu noroc pentru voi, cu o iertare, cu o împăcare, cu o hotărâre de luat. Poate fi o situație norocoasă. Deci, ori apare o relație nouă, va apărea o relație nouă cu o persoană care veți fi foarte mândre,
Poate fi și cineva cu funcție, cineva care lucrează într-o instituție, cineva care are o poziție în societate. Puteți ajunge într-o celebritate, într-un succes. Într-adevăr că pot fi poate și niște rivalități, dar le veți depăși, veți lua hotărârea cea mai pozitivă, cea mai norocoasă. Poate apărea așadar o reușită sau veți fi mândre, mândre de succesul cuiva drag din familie. Poate fi și de la cineva din care se căsătorește copiii voștri, spre exemplu, rudele voastre, sau chiar voi veți fi cerute în căsătorie sau apare împăcare. Deci, cumva, pentru voi această energie apare și nu această dușmancă. Să știți că are legătură poate cu o moștenire și poate să aibă dușmănie, poate să fie fie pe familie, fie face parte din familie, din anturaj, adică. Sau chiar de la servici. Mai poate fi și legat de profesie, că ține în cap și banii. Ori ține în cap chestiuni care țin de familie, de afaceri, de familie, de moștenirile, cine îi rămâne moștenire, cine e mai bine apreciat în familie, chestii de acest gen. Deci apare cumva pentru norocul care îl aveți voi cu un domn, cu o persoană, sau că sunteți voi în lumea bună, sau că aveți voi un partener în lumea bună, sau că aveți șanse, sunteți protejate de cineva din lumea bună, din lumea afacerilor, sau că sunteți voi în această lume a afacerilor, a popularității, a celebrităților. Da, cam asta e din ce pot să spun. Dar mare noroc pe bani și pe sănătate, într-adevăr, trebuie să ieșiți chiar și singură. Cu toate că voi dezamăgirile singure vă dați forță, putere sau chiar puteți avea un mare noroc poate și prin cineva bolnav. Poate ori îngrijind de cineva bolnav, ori cineva vă face un testament. Vă vine un testament. Într-adevăr, pe sănătate trebuie să fiți prudente și pe testament sau pe bani, pe afaceri, pentru că pot fi niște exagerări acolo, niște situații care pot să vă mai aducă și dezamăgiri, dar în general să știți că veți avea reușită, banii învingeți. Și într-adevăr, uite, pe dragoste, bazați-vă pe intuiție, s-ar putea să vă dușmănească și pentru că aveți un dar, un talent, un har, sunteți iubite, sunteți populare sau și pentru că aveți o relație, o dragoste. Într-adevăr, vă reinventați. Bazați-vă pe intuiție, s-ar putea să aveți și o moștenire de familie, puteți avea un succes, o mare reușită, o mare realizare, dar poate și o separare și o împăcare sau cumva sau cineva să trece și printr-un vreun doliu, cineva să piardă pe cineva, poate partenerul să rămână fără un părinte, spre exemplu. Afaceri, să știți că puteți avea niște reușite, pot fi într-adevăr niște bețe în roate, întârzieri care țin poate și de chestiunile care se întâmplă pe societate militare, sunt niște secrete, sunt niște orgolii acolo, dar mai poate fi și că aveți bețe în roate din cauza unor rivalități pe afaceri care pot ține de profesie, carieră sau chiar din familie, că am zis că aveți acea dușman că la unul dintre voi poate să fie chiar din familie, dar voi aveți noroc. Norocul e credința, să știți, și într-adevăr veți descoperi un spion care poate să spioneze pe cineva din lumea bună sau sunteți urmărite de un dușman pentru cineva din lumea bună, văd aici, care e foarte bogat. Dar aveți norocul să descoperiți, aveți norocul să învingeți. Are legătură poate și cu credința aici, poate s-au legat și de niște schimbări care sunt pe societate, poate chiar aici, dar voi aveți noroc, aveți reușită realizarea. Așadar, așteptați-vă la un an foarte, foarte bun. Haideți să vedem varianta numărul 2, varianta pietrei albastre. Deci, nu degeaba v-ați ales piatra verde, pentru că la voi poate fi o situație foarte verde, prosperă, sănătoasă, dar, într-adevăr, poate pe sănătate va trebui să nu vă lăsați de sănătate, adică să vă îngrijiți mai mult poate sănătatea. Dar, în același timp, pentru voi poate fi cu noroc și cineva care poate are o problemă de sănătate, pentru că ori vrea să vă lase vreo moștenire, ori vă va ajuta cu ceva. Noroc și la voi. Și la voi poate veni o moștenire, să știți. Și la voi poate veni o moștenire. Deci puteți avea un noroc neașteptat, o oportunitate. Sau va trebui să vă schimbați ceva. Poate făcând o schimbare pentru voi, asta e marele noroc. Fie printr-un divorț, fie printr-o mutare, fie prin ceva care faceți voi o schimbare.
Oh, și la voi aveți o dușmancă, să știți. Parcă zici că e aici o intrigă, o dușmănie. Vrăși farmece și la voi, să știți. Posibil să fie o persoană care... Invidia e cea mai mare vrajă și farmec sunt pleacă din invidia. Ochii răi, nu? Cum se spune. Vorbele, bârfele astea sunt farmece. Dar poate avea și ea acea energie care să creeze prin vorbele ei ca un farmec, ca o vrajă, ca un blestem. Sau chiar face cu ceva, face ceva. Tot de dragoste, are legătură cu dragostea. Deci, la ce trebuie să vă feriți voi în prezent, că acum în prezent poate fi și energia, mai ales că acum fiind și energia aceasta lunii octombrie, noiembrie, decembrie, să știți că se fac vrăji în perioada asta, pentru că sunt niște energii așa, care e și Sfântul Andrei, este și Halloween acum, da, și atunci sunt aceste energii care trebuiesc, prezentul poate fi și acesta, în momentul și în care vă uitați voi, depinde, dacă vă uitați la anul primăvară, iar și atunci primăvara se fac, sunt energii care se fac, momente, sunt anumite faze ale lunii, când se schimbă și anul timpurile. În trecut văd aici că voi ați avut, ați avut niște reușite cu un dragoste, a apărut un el aici care... Ați avut poate și niște bețe în roate din cauza unor persoane care au fost puțin cam, cum să zic, nesincere în dragoste sau în prieteniile voastre. Ori partenerul a avut un anturaj puțin așa mai special, dacă ați avut partener. Dacă n-ați avut partener în anul care a trecut, din momentul în care vedeți acest video, atunci din cauza vreunor prietenii nu ați putut voi să faceți un partener, că cineva și-ar fi dorit să vă cunoască, dar anturajul s-a opus. Anturajul unui el cumva va ține la distanță, ca și cum el și-ar fi spus, s-ar sfătui cu cineva și a spus, uite, mie îmi place de cutărasca, dar acel anturaj cineva a fost mai invidios, mai fals. Și și-ar fi pierdut influența asupra acelei persoane dacă el și-ar fi găsit o iubită, spre exemplu. De aici văd că voi nu puteți avea, sau anturajul vostru chiar. Deci cumva ca și cum anturajul vostru, cumva a fost așa, deci cumva între voi și partener a fost această invidie, această gelozie, această răutate a unor persoane care le plăcea să trăiască pe spinarea cuiva, să profite de niște situații. Și atunci nu era convenabil să fiți voi cu o anumită persoană sau el cu voi. Deci cumva de aici apare, din cercul de cunoștințe. Sau poate voi nici nu cunoșteați acele persoane, dar ele erau cumva geloase că nu vreți cu ele și vreți cu altul. Și atunci stăteau între voi, cum ar veni să alunge orice persoană ar fi putut fi, s-ar fi putut apropia cu dragoste față de voi pentru ca să țină numai ele dragostea pentru voi. Adică și-ar fi dorit dragostea voastră. Poate ați avut-o cu cineva de acolo și a rămas cu gelozie și atunci e vorba de vreun partener care a fost gelos. Gelos și ați avut de-a face cu relație cu o persoană geloasă și pentru niște drumuri, pentru niște afaceri, pentru o popularitate, poate chiar poate ține și de o gelozie care ține de carieră. Voi v-ați văzut de carieră cum ar veni și ați făcut drumul și ați făcut niște reușite și ați fost într-o popularitate și partenerului nu prea i-a picat bine și a încercat să vă pună bețe în roate, să vă găsească, nu știu, motiv de ceartă, pentru că erați prea într-o popularitate și îl frustra. Aici pot fi și astfel de situații, dacă ați avut partener sau vreun fost, poate fi și energia vreunui fost, care și-ar fi dorit totuși înapoi prietenia, împăcarea, dar văzând că nu mai are acces la voi, atunci a încercat cumva să vă mai pună bețe în roate, sperând că în felul acesta ar veți regreta. A făcut un abuz. Aici poate ține chiar și de un abuz printr-o haină militară, adică cumva să încerce și printr-o instituție, prin ceva, să influențeze pe cineva, depinde unde lucrați voi, afacerea care o făceați voi sau... Aici poate ține puțin și de un pic de din răzbunare. Da, e frustrarea sa că n-a putut, faptul că voi vă învârteați cumva în lumea bună sau ați avut șanse să progresați în ceva. Văd că și un copil, cu copilul pare că ați avut o reușită sau a apărut chiar un copil sau, mă rog, ceva, o noutăți în viața voastră care v-a umplut sufletul de bucurie ca la un copil, așa. În prezent, și voi puteți avea o reușită, aflați niște secrete, un prieten pare că apare în viața voastră, un îndrăgostit, dar sunt niște pericole aici, pentru că să știți că sunt pericole la voi. De ce? Pentru că e poate și această persoană care e invidioasă, geloasă, vrăjitoare,
Și apar și niște exagerări, niște dică contra, niște conflicte. Deci puteți avea o pagubă, puteți avea, nu știu, un incident, să ia foc ceva, să apară un scandal. Să intrați într-o situație de scandal din cauza unor intrigi, unor persoane care sunt, parcă hărțuiesc, parcă urmăresc. Puteți avea de-a face și cu o intrigă de lover boy, cum se spune. De aceea e foarte important să fiți atente, poate, cu cine vă faceți vreo relație, dacă nu aveți vreo relație. Dacă aveți o relație, poate că trebuie să țineți cont de situațiile care sunt pe societate sau pe anturaj. Că pot apărea niște bârfe care să vă ducă într-un scandal cu iubitul vostru. Sau el să intre într-un anturaj care e cam dubios. Da, consumă ceva și iar la fel să apară niște scandaluri. E așa o situație în care și pe voi să dea vina soacra, spre exemplu, sau să nu te înțelegi cu sora. Aici văd niște dușmănii care pot apărea din partea unui iubit în prezent sau sunt intriși să intre într-o iubire care să te ducă într-un scandal, într-o schimbare, într-un dezastru. Aș putea să spun, ține de voința ta. Trebuie să te gândești într-adevăr mai pozitiv, să ai mai multă credință, încredere în tine sau să relații de încredere. Vei afla niște secrete, cineva va destăinui un secret, poate trebuie să fii atentă și serviciile care ți le face cineva sau cui faci tu un serviciu, pentru că de acolo pot apărea iară niște dușmănii, niște rivalități, acolo poți cunoaște cui faci tu un serviciu, s-ar putea să intri într-o problemă. Iar în viitor la fel, deci la această variantă aveți nevoie de mai multă dreptate și justiție. Nu degeaba port această haină militară. Voi aveați nevoie, poate, ori ați avut o relație cu o haină militară, ori aveți nevoie în viața voastră de o relație, de o persoană care să vă dea, să vă apere drepturile și libertățile cum ar veni. Aveți nevoie, deci, aveți nevoie de a fi, avea mai multă dreptate, vă păreți într-o injustiție, păreți într-o falsitate, păreți într-o ipocrizie, într-o gelozie, într-o nedreptate aici cumva, din cauza unui anturaj. Te poate trage în jos, te poate duce să-ți pierzi, nu știu, credibilitatea, să-ți pierzi ceva, vă, deci o superficialitate, deci ai nevoie de mai multă înțelepciune. Pentru că ai de-a face cu persoane foarte mândre și orgolioase și perfide în același timp. Deci în viitor poți avea de-a face cu niște energii ale unor doamne, le văd aici, sau persoane care sunt certate chiar cu legea, care încearcă cumva să îți creeze să te aducă într-o izolare, ori să îngrijești de cineva bolnav și ele să profite, ori să stai acasă, să n-ai servici, pentru că ele sunt geloase și invidioase și atunci vor să te elimine din concurența, din societate, să n-ajungi tu prin lumea bună, să n-ajungi tu vreo celebritate, să nu ai tu vreo popularitate, ori să-ți facă vreo problemă chiar cu legea, să-ți facă, adică, vreun scandal, ceva, vreo... Văd aici o dezordine, așa, o energie. Deci, de aceea, poate că nu degeaba v-ați ales voi piatra albastră, că aveți niște lecții de învățat. Voi ați mai trecut ceva prin trecut, dar poate n-a fost atât de grav, dar acum poate deveni foarte grav în viitor. Deci, în prezent deja este grav. Cumva puteți avea foarte curând această energie sau să aflați de cineva, chiar de iubitul vostru. Chiar iubitul vostru să aibă această problemă și voi va trebui să vă descurcați singure, să vă zbateți. Să vă zbateți să faceți ceva, pentru că iubitul vostru poate fi într-un dezastru și din cauza vreunei intrigi, a vreunui anturaj, a unui vreun dezastru sau poate țineți de societate. Poate iubitul vostru e o persoană care iubește ce face, dar pot fi pe societate niște dezordini care să-l ducă într-o dificultate, într-un dezastru sau, Doamne ferește, să n-aibă probleme cu legea. Vedeți că aveți nevoie de sprijinul unei persoane importante, poate chiar veți apela la o persoană importantă pentru a vă face dreptate. Puteți primi daruri, contracte, puteți avea reușite, dar, cum să spun, nimic fără să vă zbateți pentru drepturile și libertățile voastre. Pentru că văd aici așa niște suișuri și coborâșuri. La varianta numărul 1 era fost mai ușor, chiar dacă apărea pe aici, pe acolo câte ceva, aveați suficientă putere, să zic așa, care să vă ducă în reușită, să vă facă să învingeți. În schimb, aici s-ar putea să fie mult mai dificil pentru că aveți de-a face cu niște persoane destul de periculoase. Să vedem dacă este așa sau nu. Da, poate fi legat și de el care are un anturaj așa, care poate duce într-un dezastru, un anturaj de lume bună, dar care poate fi puțin prea indiferentă la anumite probleme, să zic așa. Da? Deci poate fi chiar o astfel de situație. Din cauza unor intrigi.
chiar vreți să știți. Deci, puteți avea o despărțire de un bărbat sau să nu cunoașteți, să nu ajungeți să cunoașteți un bărbat din lumea bună, din cauza unei intrigi. Nu știu, să aflați un secret, s-ar putea să, ca și cum un conflict care a izbucnit, fie la nivel de societate, fie la nivel de relații, din cauza unei persoane foarte, unei vrăjitoare, aș putea să spun aici, văd o vrăjitoare. O femeie foarte perversă, foarte perversă, pe care ea, din cauza unei dragoste, a făcut o vrajă, dar vraja e ca și cum ar fi greșit vraja. Ar făcut dar a izbucnit, a bubuit în altă parte. De ce? Pentru că voi aveți multă credință și nu va afecta pe voi. Și atât de mare a fost vraja, atât de mult v-a dorit vouă răul, încât s-a pornit un conflict undeva. E cam așa ceva aș putea să spun. Sau v-ați despărțit printr-un scandal de partener. Pentru că a apărut o alta care i-a făcut ceva ca să-l alunge de lângă voi. Poate chiar într-adevăr de o vrajă sau poate și prin influența unui viciu. Deci el avea poate un viciu, că era aici cumva prea superficial. Și viciul ăsta lui l-a adus exact în brațele unei persoane care a atât așteptat ea ca să poată să produce dezastru pentru voi. Pentru că vrea să ajungă și ea în lumea bună, să aibă și ea bani, să aibă și ea niște reușite. Da, despre asta e vorba. Această dușmangă și acest el. Și voi, dacă sunteți tânără, pentru că era tânără și frumoasă, deci aici cumva pentru, oricând ea s-a crezut mai tânără și mai frumoasă ca voi, cineva vrea să vă facă o problemă cu legea sau veți afla de cineva care are probleme cu legea din cauza unor exagerări. Aici, unor persoane care le place să trăiască pe picior mare, s-ar putea să aflați că au probleme. Sau să nu fie partenerul vostru care, pentru că i-a plăcut să trăiască pe picior mare și a avut un anturaj care au provocat niște probleme sau au creat niște probleme cuiva, cum ar fi, s-au îmbogățit într-un mod poate abuziv sau, mă rog, au creat daune cuiva, un dezastru cuiva, s-ar putea să aibă probleme cu legea, de aceea trebuie voi să vă zbateți ca să vă descurcați pentru copilul vostru sau chiar fiica voastră să aibă partenerul probleme sau să aibă probleme ea cu legea din cauza vreunui partener sau vreunui. Aici sunt niște dezastre care cumva pot apărea, deci în această perioadă, de aceea vă aport această situație, puțin albastră pentru voi, aveți de învățat niște lecții, trebuie să vă înțelepțiți. Trebuie să învățați să vă descurcați mai poate prin talentele voastre, prin munca voastră și să învățați să evitați dezastrele, anturajul care vă poate duce într-un dezastru sau chiar această lăcomie de a te îmbogăți repede prin creând un dezastru cuiva sau să te ții la distanță de astfel de persoane pentru că te pot duce într-un dezastru, îți pot crea pagube, îți pot crea frici, temeri, suferințe. Deci ca să eviți, într-adevăr, uite, poate chiar cu partenerul. Deci, cumva poți avea aici o dezamăgire, fie din cauza partenerului, fie să-ți te trezești că partenerul are probleme cu legea, poate și din cauza unei prietenii, unei noi prietene sau unei prietenii care o are el un anturaj nou. Înțelepțire, într-adevăr, asta va urma în următoarele luni, înțelepțire. Deci ai nevoie de înțelepțire. Poți avea intuiție bună, un drum, o reușită, un succes. Dar să descoperi și pe cineva te cam urmărește, te invidiază, e multă bârfă. Și, într-adevăr, evitați dezastrele, că poate fi pe casă. Cineva vă va dezvălui un secret. Aici poate și un prieten într-o noutate îți poate dezvălui un secret care te poate ajuta totuși să eviți dezastrul ăsta dacă ești înțeleaptă sau înțelegi ce vrea să spună. Credința joacă un rol important. Va trebui, într-adevăr, să fii înțeleaptă și să te ferești de persoane geloase și perfide. Aici are legătură și cu un bărbat din lumea bună sau poate are legătură cu cineva din familie. Pentru acest bărbat, care e un bărbat foarte bun și generos, ți se pun bețe în roate. Ori din cauza partenerului, ori ține de un afacerist, de cineva important în lumea bună. Acolo se creează în jurul său multă, ca și cum să-l țină izolat sau să, cum ar veni să nu ajungeți voi la el sau să nu reușiți voi să vă cunoașteți sau să nu vă ajute pe voi. Aici cumva e o multă gelozie, perfidie și bețe în roate și intrigă și aflați voi secretul, cumva îl aflați. Poate că aveți, pentru că aveți intuiție sau cineva vă va destănui. Și surprizele voastre pot fi în dragoste, să știți. În dragoste, poate într-adevăr cu cineva din lumea bună. Deci să știți că de asta sunt această gelozie și la voi. Pentru că vezi, Doamne, să nu ajungi tu în lumea bună sau să te îmbogățești sau să ajungi o celebritate sau să
îți meargă bine la servici, să crești în carieră, în profesie. De aici văd. Deci aici sunt niște exagerări. Într-adevăr, uite, dușmănia apare și din cauza unui artist. Sau pentru că ai tu un talent, sau ai pe cineva care e foarte romantic, foarte artist, dar e un anturaj în jurul său, ca și între tine și el, parcă să cineva să încerce să vă despartă în dragoste. Deci depinde și ce anturaj aveți, să știți că e foarte important pentru voi anturajul în următorul an, pentru că deja ați trecut prin niște experiențe și puteți să le mai repetați și acum s-ar putea să fie și mai grele sau chiar să rămâneți fără partener, să rămâneți, să vă descurcați singure. Ori vă veți certa cu partenerul pentru că alta se intervine, anturajul, și vă separă și atunci voi veți fi dezamăgite și vă veți descurca singură, vă veți bate, dar veți înstârni și invidie și gelozie, pentru că voi văd că aveți niște talente și faceți un drum, o schimbare, creșteți, învățați, studiați, dar veți ieși, se vor scoate vorbe sau apare această dușmancă invidie. Da, apar niște bețe în roate, niște gică contra. Un lover boy văd aici, sau vreunul care e foarte gelos, foarte suferă și el puțin de mania controlului, de mania de a fi gică contra. Da, poate fi și sub influența unei femei. Aici poate ține și de anturajul său, dar în orice caz, cam astea sunt cele din ce pot să spun, dragele mele, pentru următoarea perioadă, următorul an, cel puțin din momentul în care faceți acest video. Eu vă doresc să aveți parte de reușite pe toate planurile, oriunde ați fi, dar în orice caz, poate că e nevoie să vă curățați energiile de o influență a unor persoane care într-adevăr le fac niște moșmoane de ceva, pentru dragoste le fac, adică vor să ori să te separe, ori să te aducă într-o dragoste cu cineva pe interesul său, pentru interesul său. Da, pentru interesul său. Acestea fiind spuse, eu vă doresc să aveți parte de reușite pe toate planurile. La revedere, aveți grijă de voi, să iubiți și să fiți iubiți.